Bun. Dacă plecăm amândoi, bagă lunecare ca să... Nu, o să facem pe rând, o să facem pe rând, că e puțin mai mic spațiu aici, deși parcă ar merge o tură și împreună. După masa asta. Facem pe rând. Bun, după aceea, ce am făcut? L-am, pe model, pe acest model, l-am provocat pe Daniel Pancu. Ce s-a întâmplat atunci? Ia să vedem. 3, 2, 1, start! Plecați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lejer. Oho! S-a așezat și pe scaun! Este Pandori! Bun, am văzut. Bun, tată. Bun, bun, bun. Deci terminase. Și a zis, și a zis că nu lucrează genul ăsta de exerciții. Da, 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 nu. Terminase ultima flotare, da, cum mai erau 3 secunde, da, și până, da, s-a ridicat, da, a mai trecut. Să pune un pic ceața, să pune un pic ceața pe. Până când te ridici. Ridici din scaunul. Mai pe drumul până la scaun. Da. O să te ajute masă. Bun. Aseară, să vedeți ce s-a întâmplat aseară, pe aici, prin în același studio, că domnul Danciu e profesionist. Oh. Vina lui Cristi, el m-a dat în primire. Da, 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 da. El a umplut WhatsApp-ul. Ia. Asta era înainte să înceapă emisiunea sau în pauză? După emisiunea. Hai să facem totuși o... Și ai băgat 18? 18. Bun, lejer. Aoleu. Da, trebuie să găsim altceva mai greu. Da. Bun. Păi da, da. Sper să nu pățesc și eu ce a pățit Dinamo din cauza presiunii. Să nu reușesc. Păi dacă nu ți iese din prima, mă repetăm, mai dau o șansă. Da, corect. Da, facem un baraj. Da. Bun. Hai, Danciu. Uite, noi mai simplificăm lucrurile, că na, nu plecăm. Cu jos. Da, ți-ai dat sacoul jos, că așa te simți puțin mai bine. Sper să nu arunc asta pe aici. La, nu ai problemă. Orice se întâmplă live e live. Am simplificat față de versiunea engleză, ca să zicem așa, adică drumul să fie puțin mai scurt totuși. Și nu neapărat să ne așezăm pe scaun la final, ci să la final, Danciu, pui mâna pe spătar ca să oprim cronometru. Și așa. 3, 2, 1, start! Am frustrat! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bine, am oprit la 4, dar era terminase și la 6. Oricum, distanța e mai distanța mică. Distanța e mică, da. Dar oricum mică, te încadrai în 18 și cu distanța. Fără problemă. Tubul de oxigen. Adu niște șervețele de alea. Tubul de oxigen. Să-i luăm pulsul. Da. Tu făceai flotări când erai corpus? Mai fac sau? Și acum. Mai faci și acum? Da. Aha, da. Bun, uite că Pangone zicea că nu prea mai fac, grea mai fac. Genul ăsta. Și câte faci? Mai am o bară de tracțiuni acasă și când n-am ceva, ce mă mai agăț un pic de ea. Și record personal? Sau nu ți-ai urmărit vreun record? Nu, în general fac 100 așa pe zi. Câte... 100 de flotări? Da. În mai multe serii? Da, 4 de 25. 4 de 25. Ceva de genul. Trebuie să găsim ceva mai... Altceva. Hai, am păcălit. Ce ai păcălit? Păi, eu îmi fac. Eu fac flotări. A, de asta am zis, v-am păcălit. Asta e, trebuie avantajul tău. Lăsă-mi pe moară zică lucrul meu. Nu, las că o să plece și el de acolo. Stai acolo, nu-i problemă. Dar mă gândeam la Remus totuși. Trebuie să mă anunț cu măcar 5 ani înainte. Ca să nu vii în emisiunea respectivă. Să găsești că ai ceva altceva de făcut. Timpul care să vă luăm și un buget pentru antrenori personali bun. Doping. Păi în 5 ani dopingul, ce folosești tu acum? Dacă ai folosit acum, în 5 ani, gata. Da, e expirat. Da. Bun. Hai, Mariusică. Pleci de acolo, de lângă Danciu, da? De lângă Danciu. Da. Ia să vedem cât de pregătit ești. Să vedem. Când dai tu startul sau? Ce faci? Pleci? Ce faci? Unde pleci? Stai, mă, Danciu. Vă scuba cu tine dacă era. Corect. Dau eu startul. La 3, 2, 1, start. Săgeată, plelua pe astea la micul dejun. Da? De ce? Vedem. În judo se fac flotări. Am zis 150 pentru centură. Legate. 150. Legate. 150 legate pentru centură. Da, 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 da. Pentru ce? Adică pentru centură. Când dai examen pentru o centură, da, mai da, da. Și eu mi-am dat 150. Legate și ale.
Poftim? Abdomene 1000. 1000 de abdomene. Asta am mai auzit la unii sportivi, că mai fac 1000 de legate, abdomene. Fără pauză. Legate, da. Da, nu știu ce caut eu aici. Bun. Bine, acum, na. Acum, na. Fac și pentru că sunt dublu. Cum discutam înainte, fibra rămâne. Da. Chiar dacă s-a mai ascuns. Bun. 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mai sunt 4 secunde, 18, opa, gata, 19, opa. Ce faci, mă? Gata, mă, păi, ar zic că... Am mai făcut în plus. Bun, challenge. A făcut în plus, bravo, bravo. Deci oricum, terminați. Am făcut în plus. Până la... Nu, ideea e că asta e mai greu. Normal, challenge-ul următor trebuie să fie pasta. Să fie pasta, ai da. Ai să îi complice misiunea. Dar tu stai mă puțin, că l-ai făcut mai înalte, mai corecte, mai, nu știu, mai lungi. Ești pe trasă mai lungă. Serios. Hai că l-ai făcut mai... Până jos. Păi da. Așa am învățat. Da. Nu știu, trebuie să găsim altceva. Sau, uite, mai provocăm. Terminăm cu toți invitații, da? Corect. Și după aceea găsim altă provocare, da? Ia zi, ia... Eu zic să-l chemăm pe taică-mi și o să vezi ce provocări găsim. Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte din cartonamă de curent. Ia stai, că avem reluare aici. Ia să vedem. Ia zi, Danciu, cum mai e? Opa, da. Rapide. Scurte, dar rapide, da? Acasă, de obicei, am și niște chestii care mă... În care te ții, da? Mă țin, care e un pic mai greu. E un pic mai greu în alea? Da, da. Da. Și picioarele stau mai sus. Aha, e, da. Da, de-aia e și mai greu, că mai vine mai multă greutate în mâini. Da. Da. Da, imediat o să vedem reluarea și la Marisica. Bine, uite, următoarea mai pot fi degete. Nu fac pe fiecare zi. Asta nu. La asta nu mă bag. 25. 25? La asta nu mă bag. Ama. Ia, uite-l și pe Marisica. Uite, vezi? El se întinde mâinile cu tot, așa, se duce mai... Sunt mai ample. Da, mai ample. Cred că Danciu n-a putut de cravată să le facă așa. Da? Da, mă, că totuși au fost cât de cât ok. Da, mă, au fost ok, dar uite-te la Marius ce ample le face. După aia mai vine și cu... Păi, stai, mă, e impresia din cauza sacoului, că se duce în urmă. Că sacoul mai stare așa un pic, că n-am avut sacoul. Aveam impresia că cravata te încurcă să mergi mai jos. Da, deci 18, mă rog, e clar că s-au încadrat mult, prea repede. Cred că și în 15 secunde o rezolvați fără probleme. Da, am spus, probleme. Distanța e mică. Am distanța, da. Bună, am trișat și noi puțin. Asta e. Și chiar, ok, și cu aceeași distanță, cred că ajungeați în 18, sigur, înapoi. Bun, cui mai lansăm provocarea, să știți că Mister mi l-a recomandat pe Stelica. Da, și o să-l abordez pe Stelica fără nicio fel de probleme. În acest sens. Decibal ar mai fi. Iar mai acceptat și alte provocări. Pe decibal o să spună dacă faci și tu, o să facă și eu. Eu mă exclud din start de aici, să nu vină care. De ce, mă, dar stai, mă, e Ianis, nu? Ianis, Andrei Cristea? Ianis. Deci Ianis și Andrei Cristea e... Ionuț Boadă? Da, dar nu. Pe cine vreți voi să provocați dintre cei care vin pe la noi? Pe Ianis. Cu cuvinte, așa ai spus-o. De ce? Îți dai seama ce mă jur acum? Bun, o să-i lansăm. Să închid telefonul. Provocarea a fost lansată în direct. La următoarea întâlnire cu Ianis încercăm să-l convingem. Marius? Hai să-l punem pe Ionuț Boadă. Pe Ionuț Boadea, da? Bun, gata. Hai, începeți antrenamentul, oameni buni. Iani Zicu și Ionuț Boadea, că data viitoare, când vreți să veniți la emisiune la mine, e garantat. Bun, trebuie să și avem timp de joc între astea, pentru că dacă e vreun meci important, mai stăm și noi pe treburile serioase. Ne întoarcem după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi! Da, ne-am întors la DigiSport Special. Auziți că ar mai fi putea fi o provocare cu flotări coreene. Ia zi, Marusica, cum să Marusica, faci? Faci flotarea jos, așa. După aceea te ridici, săritură. Te ridici în picioare și sari. Da. Și cu mâinile sus. Da. Și după aia iar? Iar, da. Mama. Dar de ce le zice coreene? Aia e ideea. Nu știu, da. Mai sunt și alte feluri? Mai sunt și alte feluri. Japonezele, care sunt scurte. Adică mâinile ții mai... aproape de... Mai subtine, de corp, da. Și e foarte grele. Cele în degete. Cele cu bătaie care le-am făcut pe final. Da. Sunt unii care fac și într-o mână. Mai aveam când da. Făceam cu taică-miu, da. Danciu trebuie să știe că a prins și el,
se ținea un se făcea în doi. Un jucător îl ținea pe celălalt de picioare. Roabă, da. Da, un fel de roabă și de acolo. Mamă. Da. În ritmul ăsta ajunge la Vietnam, de la Coreea, să fie provocare, să se coasă singur, ca Rambo. Da. Deci astea erau metodele de atunci. Da, că tot se născuse ideea să-l provocăm și pe Marius Avram, că vorba aia și arbitrii trebuia să fie într-o formă deosebită. Avem și o fotografie de când Marius Avram era în activitate. Aha, hai să o vezi, să vedem. Deci a luat galbenul. Opa! Dar observați regulamentară, da, mâinile regulamentare la spate ale domnului Marius Nicolae. Da. Expresia feței nu e foarte prietenoasă, dar și mâinile, da. Și cred că cel, sunt capitan de echipă și vorbesc în numele echipei. Da. Și cred că eu sunt celălalt. Tu ești aici? Cred că celălalt, da. Nu, îl cheamă holding. Andrei? Cristian, da. Cred că Andrei, da. Avram are și el o privire autoritară, nu e... speriat de Marius. Nu, da, știi care e chestia? Dar ne priveam în ochi, vedeți, știi, da? Știi care e chestia? Că erau între arbitrii care vorbeau destul de frumos și încerca să-ți explice anumite lucruri pe teren, ceea ce nu făceau foarte mulți dintre arbitrii din perioada respectivă și nu știu ce s-a întâmplat la momentul ăla, de la enervat așa. I-a dat galben, dar fiecare cu, da, în felul lui. Marius, da, cu... strigatul. Da, am fost regulamentar, formă de respect. De fapt, Marius cu strigatul. Marius Nicolae cu strigatul, Marius Avram cu... zâmbea și mi-a dat galb. Da. Da, hai să vedem dacă le avem. Hai să vedem cele... 4 goluri marcate de Valentin Castellanos, 24 de ani, atacantul celor de la Girona, cel care a dat... 4 goluri astăzi în poarta lui Real Madrid. S-a terminat până la urmă 4-2. Ia să vedem.